Discuțiile de la Sankt Petersburg în privința prețului la gazele naturale au eșuat. Ministrul Infrastructurii Andrei Spân nu a reușit să aibă o întrevedere cu directorul general Gazprom, deși anunța anterior că merge în Rusia pentru a se vedea cu Alexei Miller. Moldova își dorește să procure gaze la prețul de peste 200 de dolari 1000 de metri cubi, așa cum prevede contractul vechi. Asta deși în prezent noi plătim deja 790 de dolari. Potrivit oficialului, negocierile vor începe abia în această săptămână. Totuși, Spânu dă asigurări că nu există motive pentru îngrijorare în privința volumului de gaze livrate, asta chiar dacă furnizorii au cerut să facem economii și să reducem consumul de gaze și energie. La Sankt Petersburg, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale s-a întâlnit doar cu Elena Burmistrova, vicepreședintele Comitetului de Management Gazprom, dar nu și cu directorul general al întreprinderii Alexei Miller, așa cum anunța înainte de plecare Andrei Spânu. Din păcate, din motive obiective, nu am discutat cu domnul Miller. Sper să reușesc să am această discuție în perioada următoare. Eu am știut înainte ca să ajung acolo că nu voi putea să am discuția cu domnul Miller din motive obiective și vă rog frumos să nu insistați pe această întrebare pentru că nu ar fi corect față de partea din Gazprom. Ministrul dă asigurări că țara noastră nu trebuie să își facă griji pentru livrările de gaze naturale și energie electrică, asta chiar dacă săptămâna trecută furnizorii au cerut consumatorilor să economisească gazele naturale și curentul și să treacă la combustibil alternativ. M-am asigurat că acest lucru nu se va întâmpla și nu ne vom confrunta cu o situație de criză. Potrivit lui Spânu, părțile au discutat despre implementarea pachetului Energetic 3 și despre datoriile existente între Moldova Gaz și Gazprom, iar din această săptămână vor începe negocierile privind semnarea unui contract de livrare a gazelor pe termen lung pentru Moldova. Totodată, oficialul a precizat că prețul stabilit pentru luna octombrie ar fi unul nejustificat și nerealist pentru Moldova. Am solicitat să extindem contractul la condițiile vechi ale anului trecut sau al anului în curs, iar în paralel să continuăm discuția la subiectele de pe agenda comună. Potrivit ministrului, contractul vechi prevede 214 dolari pentru 1000 de metri cubi pentru perioada octombrie-decembrie și 280 de dolari după anul nou. Și deși spune că nu există motiv de îngrijorare, totuși autoritățile se pregătesc să treacă la combustibilul de alternativă, dar și să reducă consumul de gaze în caz de necesitate. În ceea ce privește diminuarea volumului de furnizare a energiei electrice de către centrala de la Cuciurgani, Spânu spune că la moment, cantitățile de energie electrică livrată de această sursă acoperă în întregime consumul țării și nu există niciun risc. Totodată, Spânul susține că executivul va oferi ajutor pentru consumatorii casnici și pentru industriile care ar putea fi afectate cel mai mult. Potrivit calculelor ministrului, în total de suport au nevoie peste 600.000 de gospodării din țară, doar că nu toți vor beneficia de acest ajutor în mod egal. Noi nu susținem ca toată lumea să primească ajutor sau compensații egale. Vom veni cu un suport diferențiat în funcție de consum. Cei mai vulnerabili au nevoie de ajutor mai mare și noi așa vom face. Totuși, ministrul nu a putut spune care va fi mărimea ajutorului financiar compensat de către guvern, asta pentru că nu se știe la ce preț Moldova va cumpăra gazele naturale, spune Spânu. Săptămâna trecută, ministrul infrastructurii a participat la Forumul Internațional al Gazelor din Sankt Petersburg, unde a avut discuții cu reprezentanții de la Gazprom, dar fără succes. Din luna octombrie, Moldova cumpără gaze naturale din Rusia la prețul de 790 de dolari pentru 1000 de metri cubi. La început de octombrie, autoritățile au anunțat că gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău este funcțional, fapt care va oferi Moldovei acces la piața energetică europeană. Spânu a precizat însă că această magistrală este una de transport, iar până la asta este nevoie de a cumpăra cantitățile de gaze necesare, fie din România, Ucraina, Rusia sau țările UE. Anterior, Spânu a precizat că livrarea gazelor din România prin această conductă nu presupune și un preț mai mic. Prețul
prețul gazelor naturale pentru Europa la bursa londoneză a atins un nou maxim istoric, depășind $1,700 pentru 1.000 de metri cubi, miercuri 6 octombrie.